Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. Dragilor, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi trăznet, aveți grijă de voi. Pentru prima dată în două săptămâni de zile, în această perioadă enormă de timp, Bitcoin revine peste 40.000 de dolari, vă dați seama, deci după tocmai două săptămâni, o viață de om, Bitcoin a revenit peste 40.000 de dolari, chiar peste 41.000 de dolari. După un pump epic, suntem unde suntem acum. O să intrăm pe grafice, o să ne uităm și la indexul de teamă și lăcomie, să vedem cum arată. Vă ziceam în zilele trecute că la Bitcoin orice este posibil. Chiar dacă indicatorii și structura de piață ne arată ceva, se poate întâmpla altceva. Și atunci este foarte riscant, mai ales pentru cei ce aleg poziții de leverage, de futures, care pariază împotriva Bitcoin și împotriva pieței. Ieri au fost lichidate în doar câteva ore poziții de peste 50 de milioane. Probabil cei care aveau shorturi și se așteptau să ne ducem către 32, către 29, către 25. Înainte de a deschide șampania și de a sărbători, vă recomand calm și o să vă arăt pe grafic de ce încă nu este momentul să desfacem șampania și vreau să vă zic, chiar dacă pe grafic vă voi arăta lucruri, nu este 100% neapărat să se întâmple. Am spus-o de-a lungul timpului și o să o repet. Nu există nimeni cu un glob de cristal care să zică mâine se întâmplă asta 100%, poi mâine se întâmplă asta 100%. Nu. Toți analiștii, toți experții, toți traderii, da, pot face presupuneri. Pentru că piața, ca și acum în momentul ăsta, poate să-ți arate că nu. Presupui ceva, se întâmplă altceva. Da? Deci nu există globul de cristal, nu există vreun guru care să le știe pe toate. Însă, întotdeauna poți să intuiești, poți să ai două scenarii, unul cu o probabilitate mai mare, unul cu o probabilitate mai mică. Am să vă arăt ce se întâmplă și care este decizia mea. Că vă spuneam, dacă Bitcoin nu se va duce peste 41.000, atunci voi intra în piață. Însă trebuie să vedem cum arată graficele și am să vă zic când intru în piață. Dragilor, bun venit în lumea cripto, unde lucrurile se schimbă de la o zi la alta, de parcă piața ar avea dublă personalitate. Ieri, teama era la 20, adică era în zona de aproape paranoia. Astăzi suntem la 33. Lucrurile s-au mai domolit, oamenii și-au mai revenit în simțuri și parcă sunt puțin mai optimiști. Da. Haideți să vedem pe chart. Suntem pe daily, pe Bitcoin USDT, pe chartul celor de la Binance, pe o zi. Acum câteva zile direcția era clară, părea că 100% ne ducem către 32, însă lucrurile s-au schimbat dramatic. Iar eu vă ziceam că mă voi pregăti să intru în piață atunci când vom fi peste 41.000. În clipa de față suntem peste 41.000, însă nu voi deschide o poziție dacă această lumânare de aici, care este micuță acum, care arată indecizie, da? Nu se închide peste această linie verde. Deci peste 41.000 și un pic, da? Deci dacă lumânarea de astăzi se închide aici, eu voi intra în piață și cel mai probabil voi cumpăra One, Harmony sau DOT. Depinde. Le voi analiza pe ambele. Ambele au o creștere drăguță astăzi. DOT are 7% aproape, iar One-ul este 3,4%. Probabil voi alege One. Până unde voi rămâne în poziție? Dacă mâine voi cumpăra. Deci, repet, în clipa de față nu am cumpărat nimic. Și nu cumpăr astăzi, dacă lumânarea asta nu se închide pozitiv. Mâine sau noaptea asta, care urmează la 2-3, dacă voi fi treaz sau îmi pun alarma, și această lumânare s-a închis, voi intra în piață și până aici îmi va fi primul traseu. Indiferent ce voi lua, mă voi raporta întotdeauna la Bitcoin.
Ăsta nu este un sfat investițional, este doar un exemplu dat a ceea ce fac eu. Da? Nu recomand nimănui să cumpere One sau Polkadot sau nu știu ce, că am zis eu. Nu, fiecare face ce vrea cu banii lui și fiecare este răspunzător pentru banii lui. Am spus-o și o să o repet. Piața cripto este extrem, extrem de volatilă, extrem de riscantă și în orice moment un portofoliu, chiar dacă e pe plus în secunda asta, în secunda următoare poate să fie pe minus. Fiecare este responsabil de cum gestionează riscul, de cum gestionează emoțiile, de cum își gestionează timpul. Haideți să vedem ce se mai întâmplă prin piață. Haideți să ne uităm pe BitMarket. A apărut o motocicletă. Interesant. Da? O motocicletă Aprilia pe care o vinde Rotea Alexandru și vrea pe ea echivalentul a 14.500 de euro. Asta ar însemna 16.580 în USDT, 5,5 Ethereum sau 0,4 Bitcoin. Interesant. Încet, încet vor apărea aici tot mai multe case, terenuri, mașini, electronice, artă. La capitolul artă stăm foarte bine. Foarte curând va fi gata și marketplace-ul nostru de NFT-uri, care, spre deosebire de celelalte marketplace-uri din piață, va fi multi-chain, adică oamenii vor putea alege să listeze colecții și din BSC, și din Ethereum, și din Polygon, și din alte chain-uri. Ok. Mă uitam dimineață pe Cointelegraph și vedeam această știre. Regulatorii din Statele Unite avertizează atleții care merg la Olimpiada de iarnă din China asupra yuanului digital. Criptomoneda oficială a chinezilor. Nu știu de ce avertizează, că parcă China trebuie să ceară aprobare de la Statele Unite să-și facă criptomonedă. În fine, cam așa e piața globală, fiecare își urmărește interesul. O știre extrem de interesantă este aceasta. 3,6 miliarde echivalent în Bitcoin de la celebru hack de pe Bitfinex s-au mutat toți într-o singură adresă. În 2016, poate mulți nu știu, foarte mulți Bitcoin au fost furați de pe Bitfinex. Furați sau nu? Nu știu ce să zic, multe lucruri sunt posibile. Ideea este că aproape 94.643 de Bitcoin sunt dintr-un singur hack. Da? Deci imaginați-vă ce lovituri se dau în piața cripto, ce dimensiune au furturile, ce se întâmplă. E foarte, foarte important că atunci când sunteți în piața asta cripto să vă luați toate măsurile de siguranță. Eu vorbesc în fiecare zi cu oameni care investesc, bagă bani, dar nu știu lucruri de bază, lucruri simple. Și revin cu un apel la voi, domnilor, doamnelor, nu băgați bani până nu înțelegeți în ce băgați bani. Nu băgați bani dacă nu știți să folosiți un exchange, un wallet, să faceți un transfer, dacă nu știți ce înseamnă un blockchain. Sunt foarte multe lucruri importante și foarte multe riscuri care apar atunci când nu cunoaștem ce facem. Deci, concluzia zilei. Eu personal aștept confirmare mâine sau noaptea asta, când se închide ziua. Dacă piața este cum trebuie, voi intra în piață, voi cumpăra și voi sta o perioadă după care voi face exit. Adică nu voi avea o intrare de long term. Long term sunt cu alte poziții. În rest, eu vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!